Nimic nu poate să ne stea în cale. Aceasta este un alt fel de a face politică și dumneavoastră așa ceva trebuie să faceți. Un alt fel de a face politică într-o țară care are nevoie de un alt fel de politică. Stați cu fruntea sus și fiți ungurenii mei. Vă mulțumesc! Bună ziua! Bine ați venit! E ceva lume! Că avem deja o problemă. Sau eu am o problemă. Eu mă așteptam să văd o sală goală sau aproape goală. Așa am citit. Că aici se întrunește un partid care are probleme, e părăsit, e slăbit, e descumpănit. Acum, sunt sigur, sala e bună, dar poate am greșit partidul. Așa că vă întreb, ce partid e aici? Sigur? Da, da. Ăsta e PDL. Bun venit, PDL. Așa a soții PDL. Noi n-am avut niciodată probleme să fim europeni și să fim acasă în familia europeană. Sigur, majoritatea, nu toți, uite, mi-aduc acum aminte de câțiva foști colegi care au înțeles altceva din Europa. De exemplu, o fostă colegă de la Iași care a vrut un nou mandat de parlamentar european, a negociat și s-a transferat. Ce a rămas în urma ei? O poezie. Uite, popa nu e popa, cumpăr loc în Europa. Așa e românul, e născut poet, mai ales când candidează. Și asta mă aduce cu gândul la alte versuri care spun frunză verde ales local, m-am făcut și liberal. Acum,